Suntem la o zi de sărbătoare, o zi de bucurie. Ne bucurăm pentru sufletele acestea care mărturisesc înaintea noastră o transformare extraordinară care s-a întâmplat în viața lor, o minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu ei și suntem bucuroși pentru asta, suntem bucuroși să-i vedem în mijlocul nostru. Totuși aș vrea foarte pe scurt să menționez câteva lucruri legate despre botez. Câteva lucruri despre ceea ce o să se întâmple aici, despre ceea ce o să vedem împlinindu-se în fața noastră. Mai întâi, aș vrea să încercăm să ne uităm la câteva versete din Biblie și să încercăm să argumentăm practic aceasta. De ce facem așa? De ce facem așa? Ce înseamnă asta? Ce înțelegem prin asta? Care sunt lucrurile pe care ne bazăm când spunem lucrurile acestea? Așa că, în primul rând, aș vrea să ne uităm la modul de practicare. Și botez, cuvântul acesta botez, vine din cuvântul grecesc baptizo, care înseamnă a scufunda, care înseamnă a imersa, a băga de desubt, deci sub apă. Și mai mult decât atât, sensul acesta de imersiune este corespunzător și este foarte evident cerut de următoarele versete. Și o să vă citesc câteva versete prin care înțelegem și din care este evident faptul că atunci când ne referim la botez, asta înseamnă scufundare. Și o să vă citesc câteva versete. Marcu 1:5. Toți sinodul iudei și toți locuitorii din Ierusalim au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Adică oamenii veneau și erau botezați de Domnul Iisus în râul Iordan. Observați că expresia este în, nu lângă, nu aproape, nu pe undeva prin zona aceea, ci este vorba de în râul Iordan. Apoi, mergând mai departe, Marcu 1:10, și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise. Observați o evidență a faptului, nu doar că au intrat acolo și nu știm ce au făcut, dar au intrat, s-a întâmplat botezul, s-a întâmplat acea imersiune, acea scufundare și apoi au ieșit din apă. Acesta este botezul practicat de Domnul Iisus. Apoi, mergând mai departe, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 36, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Observați, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? În mintea niciunuia dintre cei doi, nici în mintea famenului, nici în mintea lui Filip, nu era vorba despre o stropire, nu era vorba despre ceva care să se întâmple undeva lângă, ci în mintea lor era că este apa aici, trebuie să intrăm înăuntru și să se împlinească astfel cuvintele și poruncile Domnului Iisus referitoare la scufundare, la botezul care trebuie făcut conform Bibliei. Apoi a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă. Ne amintește versetul acesta. Apoi, când au ieșit afară din apă, observați că Filip practică același stil, același tipar, merge după același tipar ca și Domnul Iisus Hristos. A intrat în apă și apoi a ieșit din apă. Nu s-a practicat nicăieri lângă sau printr-o stropire. Apoi, dacă mergem mai departe, o să vedem că botezul are rădăcini puternici și este foarte legat de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și vă citesc un verset din Coloseni, capitolul 2, în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez, și înviați în el și împreună cu el. Observați că acest botez practicat și înțeles așa în Scriptură se referă și la o îngropare, o scufundare și apoi o înviere,
o ieșire de acolo la o viață nouă. Apoi, alt verset pe care l-am putea citi din Romani, capitolul 6, noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Observați sensul acesta, după ce a fost cufundat, cel care mărturisește este ridicat și simbolizează faptul că omul acesta începe o viață nouă, că trăiește de atunci o viață nouă. Apoi, aș vrea să ne uităm puțin la ceea ce înseamnă candidații la botez. Cine se poate boteza? Cine se poate boteza și la ce ne gândim când vorbim despre candidații la botez? Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Biblia spune așa, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Mai departe, dar când au crezut, în Fapte, capitolul 8, versetul 12, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Și sunt multe versete pe care le-am putea citi. Ideea din spatele acestor versete este că botezul trebuie administrat celor care au primit lucrarea Duhului Sfânt. Botezul acesta în apă este o mărturie a ceea ce s-a întâmplat înăuntru. S-a întâmplat ceva înăuntru acestor oameni și am auzit această mărturie extraordinară, s-a întâmplat ceva cu viața lor, s-a întâmplat ceea ce numim o regenerare, o naștere din nou, s-a întâmplat asta în viața lor, așa că ce vedem noi acum este o mărturisire publică a ceea ce s-a întâmplat deja, în urma, cum am citit și câteva versete din Scriptură, în urma propovăduirii, în urma vestirii mesajului, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, prin diferite moduri, prin diferite posibilități, au auzit, au crezut, s-a întâmplat ceva cu ei și ce se întâmplă aici este o mărturie publică a ceea ce s-a întâmplat deja în lăuntrul acestor oameni. Apoi aș vrea să vedem, oare este neapărat necesar botezul ca cineva să fie mântuit? Și la ce mă refer? Ce vreau să spun cu asta? Dacă cineva nu face pasul acesta, dacă cineva, și avem un singur exemplu în Scriptură, dacă cineva nu reușește să facă pasul acesta și să facă mărturia aceasta publică, el este mântuit sau nu? Aș vrea să vă amintesc de tâlharul de pe cruce. Este un exemplu pe care îl avem, cum că omul acesta nu a mai ajuns să se boteze, dar transformarea, schimbarea aceea, regenerarea aceea s-a întâmplat în inima lui. A avut loc ceva în viața lui. El nu a mai apucat să facă pasul acesta. Asta nu înseamnă că noi putem să stăm liniștiți și să ne gândim, măi, nu are rost să facem asta, pentru că dacă și tâlharul de pe cruce a fost mântuit fără să se boteze, atunci putem să ne permitem și noi asta. Adevărul nu este așa. Scriptura și Domnul Iisus în Evanghelie ne spune foarte clar că trebuie să facem pasul acesta. Dar sunt excepții, sunt cazuri în care nu se poate, efectiv, cineva nu poate face asta. Mai este foarte, foarte important de menționat că botezul nu este legat, strâns legat, nu este indispensabil de mântuire, în sensul că dacă cineva, și am explicat la început, dacă cineva nu reușește efectiv să facă pasul ăsta din motive variate, din motive de sănătate, este bolnav, nu poate ajunge, nu se poate, și sunt cazuri în care efectiv nu se poate întâmpla asta, asta nu înseamnă că omul nu este mântuit. Dar din nou, scot în evidență faptul că Domnul Iisus ne cere să facem asta, este o mărturie publică, este ceva ce Domnul Iisus a practicat, este ceva ce ucenicii au practicat, Domnul Iisus însuși a fost botezat, deci suntem responsabili să urmărim și să mergem pe urmele Domnului Iisus, să călcăm pe urmele Lui și să urmăm exemplul Lui. Dacă El a făcut așa, dacă El ne-a poruncit să facem așa, cât ține de noi, suntem responsabili să facem lucrul acesta.
Cum îți dai seama că ești pregătit pentru botez? Aș vrea să vă citesc un verset și cu aceasta voi încheia. Pe când își urmau ei drumul, este vorba de Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 36. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Observați ce se întâmplă foarte clar în inima acestui om: și-a dat seama că poate să fie botezat și-a dat seama că trebuie să fie botezat, pentru că în inima lui s-a întâmplat ceva și Filip scoate foarte bine aspectul acesta în evidență. Dacă crezi din inimă, se poate. Și mărturia lui, a famenului, este: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aici nu vorbim doar despre ceva făcut cu gura, o mărturie teoretică. Este vorba despre o schimbare care s-a întâmplat înăuntru lui, a mărturisit-o și Filip a putut să-l boteze pe famen. Au fost doar câteva mențiuni pe care am vrut să le facem înainte să fie efectiv să înceapă actul botezului și aș vrea să continuăm mai departe cu lucrurile acestea și să fim atenți și să-i dăm ocazia aceasta să știm să ne deschidem inimile și prin aceasta să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu și cine știe, poate că Dumnezeu va cerceta pe cineva, poate că Dumnezeu va convinge pe cineva și în dimineața aceasta. Numele Lui să fie binecuvântat. Domnul Iisus a spus: oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar oricine nu va crede, va fi osândit. Avem 5 oameni astăzi care au crezut și se botează. Rezultatul este mântuirea. Așa că haideți să ne apropiem de acest moment uluitor din viața unui om. De fapt, oricare dintre noi prezenți aici, orice ființă umană, are de luat 3 decizii majore în viață, 3 decizii de care nu scapă sub nici o formă, nu scapă. Trebuie să decizi. O decizie este legată de viața profesională. Trebuie să muncești ca să poți să trăiești. Vrând nevrând, fiecare dintre noi luăm decizia aceasta. O altă decizie majoră a vieții este decizia cu privire la căsătorie. Va trebui să decizi dacă te căsătorești sau nu. Și dacă da, cu cine. Este o decizie pe care o ia orice ființă umană pe acest pământ. Dar mai este încă o decizie majoră a vieții de care tot nu scapi, oricât ai vrea să scapi. Decizia cu privire la viața ta spirituală. Pe ce cale mergi, în ce Dumnezeu te încrezi. Așa că cei 5 de astăzi au luat și această mare decizie spirituală cu privire la viața lor și urmează să o arate aici în public, să declare în public că au murit împreună cu Hristos și au înviat la o viață nouă. Haideți să ne uităm la simbolul acesta. Repet, este un lucru atât de intim. Odată este o declarație foarte puternică în care spui înaintea tuturor lumilor care există: eu cred în Iisus Hristos. Și în al doilea rând este o declarație foarte intimă. Vii în fața unei mulțimi de oameni și a lumilor spirituale să te dezgolești de tine însuți. Să mori, să faci un gest, poate pentru unii, neînțeles. Este un lucru tare intim, ceea ce urmează să se întâmple. Este un lucru foarte personal. Haideți să participăm împreună cu ei la acest gest al botezului.
Andreea, te rog. Andreea a crescut într-o familie de oameni credincioși. Dar nu-i suficient să te naști într-o familie de oameni credincioși. Este nevoie de o decizie personală. Este nevoie de o alegere ca să fie a lui Hristos. Și acum statul în garaj nu te face mașină. Nici crescutul într-o familie de credincioși nu te face credincios. Așa că, Andreea, în urma traseului spiritual, în urma deciziei tale, vreau să te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți, în fața bisericii, a familiei tale. Vreau să te întreb dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și El este Domnul și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiecare dintre noi avem un traseu al vieții. Iulia îl are pe al ei. Mărturia Iuliei a fost făcută într-o biserică din Bistrița, unde vor și fi membri. Iulia este aici împreună cu părinții ei, care cu emoție participă la această mare declarație a Iuliei. Este aici împreună cu logodnicul ei și bănuiesc cu o mulțime de prieteni. Iulia, înaintea lor, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lumilor spirituale, te întreb dacă crezi din toată inima ta că jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce ți-a spălat păcatele și El este Domnul și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Anca și Adi, viețile Anca și a lui Adi s-au împletit întâi în căsătorie și apoi s-au împletit cu viețile unora dintre noi. Și de ceva vreme, viața lor s-a împletit cu viața Domnului Iisus. Le-ați ascultat mărturia. Și sunt împreună în apă să-și manifeste, să-și declare credința. Așa că, Anca, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lumilor văzute și nevăzute, înaintea bisericii, înaintea prietenilor și a familiei, te întreb dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, ți le-a curățat, te-a iertat, viața ta este schimbată și El este Domnul și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Atunci, pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adi, ai făcut deja o declarație, așa că te întreb direct. În fața bisericii a lui Dumnezeu și a întregilor lumi spirituale, te întreb dacă crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce ți-a iertat păcatele, ți-a schimbat viața și Domnul Iisus Hristos este nu doar Domnul tău, ci și Mântuitorul tău. Da, cred. Baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Cătălin. Un om cu o viață extrem de activă și extrem de intensă. La fel este și bucuria credinței lui. Săptămână de săptămână îl vedem entuziasmat de pasul pe care îl face și de setea lui de cunoaștere. Aseară la grup am întrebat motive de rugăciune. Și spune, știți ce să vă rugați pentru mine? Rugați-vă să perseverez în entuziasmul care l-am. Nu vreau să înceapă ceva și apoi să pierd entuziasmul acesta. Vreau să trăiesc cu el continuu. Este personalitatea lui. Știe că vor fi urcușuri și coborâșuri. Dar dorința lui este să fie mereu entuziasm în credința lui. Cătălin, te întreb în fața familiei, a bisericii, a lui Dumnezeu, a lumilor spirituale. Dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus Hristos ți-a iertat păcatele și acesta este motivul bucuriei tale imense, este El Domnul și Mântuitorul tău personal, crezi asta? Da, cred. Atunci, pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și cu acel puternic aer în piept cu care a intrat sub apă, le dorim tuturor celor cinci, astăzi când au tras aer în piept și au murit odată cu Hristos, simbolic vorbind, și au înviat împreună cu El, să trăiască astfel până la capăt. Bunătatea lui Dumnezeu se vede peste noi dacă băgăm de seamă, dacă căutăm să o vedem, să o găsim. Bunătatea ta nu-i poate câștiga iubirea. Nici răutatea ta nu-i o poate anula. Dar eu pot respinge. De aceea vă readuc aminte. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El, indiferent de trecutul tău, indiferent de dezamăgirile care le-a lăsat în urmă, indiferent de rănile care le-a lăsat în urmă, indiferent de mărturia poate rușinoasă pe care ai lăsat-o în urmă în anii de viață, Dumnezeu te poate scoate de oriunde ai fi și te primește exact așa cum ești. El va refuza să te lase așa cum ești. Te va lua în urma unei astfel de declarații și se va ocupa de tine, să facă din tine o piatră prețioasă. El te iubește indiferent de ce ai făcut, indiferent de ce ai făcut, oricine ai fi. Tu nu-i poți bloca iubirea, nu-i poți anula niciun fel, pentru că ești al Lui. Poți doar să-i respingi. Asta poți să faci. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă Dumnezeu vorbește cuiva astăzi, dacă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, îți atinge cumva inima și îți spune, te aștept. Tu ești următorul? Dacă Dumnezeu face lucrul acesta și simți acolo în tine că ar trebui să fii aici, dacă simți acolo în tine că ar trebui să închei un legământ cu El, nu lăsa să treacă gândul acesta neroditor. Iubirea Lui nu o poți închide. Te va iubi până la capăt.
nu i-o respinge. Că Dumnezeu îți vorbește astfel și îți spune, tu urmezi, pe tine te aștept. Dacă simți asta în inima ta, vino astăzi și spune-ne. Pentru că la următorul eveniment să nu-l scapi. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru onoarea pe care ne faci să ni te descoperi și să ne lași să vedem un pic din tine. Îți mulțumesc așa de mult că ești gata să locuiești împreună cu noi, să te pogori peste noi. De aceea mă rog pentru Adi, în mod special în dimineața asta, să-l umpli tu cu Duhul tău cel Sfânt, să te simtă aproape, să te simtă locuindu-l și întărindu-l cu fiecare pas. Îți mulțumesc pentru bucuria pe care o faci în viața lui, în viața familiei lui și te rog, Doamne, să-l faci un cap de familie extraordinar, după care soția și fetele lui să privească cu bucurie, cu admirație și cu dorința de a-l urma. Doamne, mă rog pentru Anca, la fel, să o umpli tu cu Duhul tău cel Sfânt astăzi, să-i dai în continuare acea îndrăzneală și bucurie de a vorbi cu tine și despre tine. Te rog, Doamne, ca părtășia pe care tu o ai cu cei care se încred în tine, să o faci de plin în ea, să o umpli de prezența ta și în orice lucru pe care tu l-ai pregătit înaintea ei. Să o ajut să te simte aproape, să te simtă la îndemâna ei și să se bizuie pe tine. Îți mulțumesc așa de mult pentru bucuria pe care o aduci în familia ei și în viețile noastre a tuturor. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru Andreea, îți mulțumesc pentru tinerețea ei, îți mulțumesc pentru frumusețea ei, îți mulțumesc pentru felul cum a crescut. O încredințez în mâna ta puternică de tată, Doamne, toată viața ei, fă o pricină de binecuvântare pentru casa ei, pentru familia, pentru fratele ei, pentru școala în care își desfășoară activitatea. Doamne, fă ca lumina feței tale să strălucească pe fața ei și atunci când tineri, colegii ei vor primi la viața ei, vor primi la ea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos că este viu, că este stăpân, că este Domn al vieții lor, bia ei, binecuvântează tinerețea ei, binecuvântează viitorul ei, îți mulțumesc că ești așa de bun cu ea, ești așa de bun cu casa ei, fii binecuvântat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Doamne, îți mulțumesc pentru Iulia, Doamne, o credințez în mâna ta puternică de tată, îți mulțumesc pentru că a fost gata, Doamne, să te mărturisească ca Domn, ca Stăpân, ca Mântuitor al vieții ei. Doamne, privește la drumul ei, la viața ei, la viitorul ei și te rog să o binecuvintezi, Doamne. Te rugăm așa de mult pentru părinții ei, Doamne, să-i binecuvintezi cu cunoaștere de plină, ca să te cunoască pe tine, ca să poată să o înțeleagă pe Iulia. Dă-le mântuirea în dar. Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu al purtării de vie. Fie ca Duhul tău ce Sfânt să o stăpânească, să o călăuzească, să o facă o pricină de binecuvântare pentru soțul ei, pentru viitorul ei. Și îți mulțumesc că vei face lucrul acesta. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Doamne, îți mulțumesc tare mult pentru Cătălin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că viața lui a fost o viață trăită din plin, Doamne. Dar vrea, Doamne, ca această pasiune pentru tine să îi completeze destinul lui, Doamne. Doamne, fă-l un preot în casa lui. Fă-l, Doamne, un preot care să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos cu toată ființa lui. Binecuvântează-i fetele lui care acum sunt departe. Cercetează-le în aceste momente, Doamne, și fă să toată poată bucurat de ceea ce tatălui a îndeplinit în această zi. Te rog să-i binecuvântezi soția, fă ca împreună, Doamne, să creezi altarul prezenței tale, să-i binecuvântezi fiul, Doamne. Îți mulțumesc pentru pasiunea lor pentru Hristos. Dă-le harul acesta, Doamne, ca părinților, prietenului, colegiului, oamenii din preajma lui, să vadă în Cătălin un om care te laudă, te binecuvântează și înalță numele tău. Îți mulțumim pentru ei, îți încredințăm în mâinile tale, fie ca puterea Duhului Sfânt să-i însuflețească, fie ca puterea Duhului Sfânt să-i
învețe, fie ca puterea Duhului Sfânt să-i mângăie, fie ca puterea Duhului Sfânt la timpuri de nevoie să-i ridice. Îți mulțumim că ești așa de bun cu noi. De aceea fie ca harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să rămână peste această biserică, să rămână peste toți prietenii care au fost împreună cu noi, să rămână peste toți musafirii care ne-au onorat cu prezența în această zi. Îți mulțumim, Tată, că ești viu în vecii vecilor. Iisus, Domnul nostru, amin.